Ce este mentorarea creștină? Ei bine, mentorarea sau conducerea creștină este un dar de la Dumnezeu. Pentru oameni, care se întoarce înapoi spre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, conducerea efectiv este o minune. Este o minune deoarece există o chemare specială în această direcție și o înțelegere corectă a acestei chemări. De altfel, este o minune deoarece aceasta implică credință. Credința este unul dintre motoarele care pun în mișcare întregul proces proces al cărmuirii, deoarece nu poți vedea roadele unei zile de muncă. Ele sunt invizibile și pot rămâne așa chiar și în întregi. Astfel, mentorarea sau conducerea trebuie să se întemeieze pe puterea lui Dumnezeu, fiindcă prin, prin aceasta oamenii sunt conduși spre o imagine mentală clară a unui viitor de dorit. Toate acestea se întâmplă printr-o. Pot spune metodologie clară și anume prin maniera lui Dumnezeu. Haideți să uh, observăm împreună cel puțin 10 principii ale mentorării. Un prim principiu al conducerii este înțelegerea chemării la această lucrare. Pornind de la principiul că Dumnezeu este cel care își uh, zidește biserica și o face pe de-o parte și prin oameni, înțelegem că tot El este cel care cheamă lucrători pentru a face asta. Și este important să știm că Dumnezeu nu cheamă pe cei echipați, ci îi echipează pe cei chemați. Astfel, în comparație cu toate celelalte slujbe din această lume, dar joburi, discuția nu se învârte în jurul CV-ului, ci în jurul, în jurul, chemării lui Dumnezeu, care în ultimă instanță este cel care și echipează pe cel chemat. O persoană care se află într-o astfel de poziție, însă nu a fost chemat la o astfel de lucrare, se va chinui chiar și pe el și va chinui și pe ceilalți. Un om poate să înțeleagă că este chemat prin cel puțin patru filtre. Un prim filtru ar fi cel personal. O astfel de persoană care consideră că este chemată la o asemenea slujire va fi chiar entuziasmată pentru aceasta. Dar va observa care sunt nevoile care trebuie să fie împlinite și va înțelege care sunt strategiile posibile de lucru. Va fi dispus să învețe, va fi dispus să crească pentru a fi tot mai eficient pentru această lucrare. Apoi un alt... Posibil filtru este cel uh, al familiei. O persoană care consideră că este chemată la această uh, slujire va primi confirmări și din partea familiei pentru capacitățile și dedicarea onestă pe care o are vis-a-vis -vis de această lucrare. De asemenea, consider că mai este și filtrul bisericii. O persoană va fi încurajată, va fi încurajată de comunitatea locală de credincioși din care. Face parte pentru a sluji în această direcție. Iar Biserica va simți că este consolidată și zidită prin lucrarea acestei persoane. De altfel, poate să existe și filtrul societății. O persoană care este chemată să conducă un grup de oameni trebuie să aibă și o mărturie bună în fața societății, respectiv al prietenilor necredincioși, vecinilor, colegilor. Pentru că altfel, lucrarea acestuia va fi contraproductivă. În atingerea scopului lui Dumnezeu. Unul dintre scopuri fiind sfințirea grupului de oameni pe care liderul îl, cărmu îl cărmuiește. Un al doilea principiu al conducerii este acela de a cunoaște și înțelege lucrarea la care ești chemat. Astfel, trebuie să creonăm o definiție clară a lucrării de conducere. O definiție concretă și cuprinzătoare este aceea că liderul sau conducătorul spiritual conduce oamenii în voia lui Dumnezeu, în maniera lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Prin această definiție înțelegem că un conducător creștin are cu totul o altă lucrare în comparație cu un conducător, cu un lider laic. Dar un conducător laic conduce oamenii în voia lui, în maniera lui și pentru slava lui. Sau dacă are o motivație mai nobilă spre slava oamenilor pe care îi conduce. Precum Dwight Eisenhower afirma, leadershipul este Arta de a convinge pe cineva să facă ce vrei tu de plăcere. Însă, ca un contrast, liderul creștin lucrează pentru scopurile altei persoane, pentru Dumnezeu. Urmează voia lui Dumnezeu, dorește creșterea împărăției lui Dumnezeu, are viziunea lui Dumnezeu, urmează principiile lui Dumnezeu și se folosește de instrumentele pe care Dumnezeu le pune la dispoziție. O neînțelegere și necunoașterea leadership-ului creștin va avea ca miză chiar viața creștină a celor care sunt conduși. Vai de voi, spune Domnul Isus, cărturașii, farisei, fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu îi lăsați să intre. Un alt principiu al conducerii sau mentorării creștine este acceptarea formării. Dar Isus a investit în liderii lui înainte de a începe biserica. Consider că uh, acest principiu este unul esen esențial. După ce persoana a înțeles că este chemată în această direcție, apoi a înțeles la ce a fost chemată, și asta trebuie să aibă o dorință continuă de a crește și de a se pregăti pentru a fi cât mai eficient pentru această lucrare. În alte cuvinte, un mentor trebuie să fie o persoană învățabilă. Dar Dumnezeu cheamă oameni să devină ceva mai mult decât sunt. Uneori. Fără să fie legătură între ce sunt și ce trebuie să facă. Astfel, începând cu prima etapă a conducerii, și anume autoconducerea, cel chemat la această lucrare trebuie să ajungă la, la o conducere activă. Da etapele, nivelele presupun creștere și uh, disciplinare. Un al patrulea principiu al conducerii creștine se concretizează în caracterul respectiv, portretul moral, spiritual al liderului. Observăm în scriptură că un lider trebuie să aibă un anume potrei spiritual pentru a putea fi într-o funcție de conducere. În epistolele pastorale găsim astfel de trăsături de caracter care trebuie să-l definească pe conducător. În aceste epistole regăsim cel puțin 20 de caracteristici. Astfel, un conducător trebuie să fie fără prihană, adică să nu fie șantajabil. Mai apoi, să nu aibă nimic de ascuns, să nu aibă o viață duplicitară. Să fie bărbatul unei singure neveste. Cu alte cuvinte, trebuie să fie un soț responsabil, fidel. Mentorul trebuie să fie o persoană caracterizată de cumpătare. De altfel, acesta trebuie să fie înțelept, să poată să ia decizii corecte. O altă trăsătură este aceea a ospitalității, să fie primitor de oaspeți. Trăsătură definitorie pentru o persoană care dorește să fie mentor sau conducător este capacitatea de a da învățătură așa cum spune Apostolul Pavel, trebuie să fie în stare să învețe pe alții. Astfel, cele două aripe ale conducerii sunt caracterul și competența care sunt împletite. Conducerea funcționează sănătos doar dacă ambele aripi sunt sănătoase și lucrează, zboară împreună. Al cincilea principiu al conducerii corecte trebuie să, izvoreasc să izvorească, să dintr-un uh, caracter evlavios care a fost format prin disciplină și maturizare. Astfel, chiar dacă în mediile seculare, într-o organigramă, regăsim în vârf conducătorul, liderul, în conducerea creștină, liderul se află sub o altă autoritate. Autoritatea cea mai mare fiind Dumnezeu. În calitate de conducător creștin dorim să împlinim planul și voia lui Dumnezeu. Atitudinea pe care trebuie să o avem este cea pe care însuși Mântuitorul nostru a avut-o. Și anume, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob.